Cum aterizează naveta spațială înapoi pe Pământ? V-ați întrebat vreodată care este procedeul navetei spațiale de reintrare în atmosferă? Și, credeți-mă, nu e deloc cum vă așteptați să fie. În primul rând, naveta nu are motor. Da, ați auzit bine, nu are motor. Nu ar avea loc pentru combustibilul necesar, iar aterizarea se face planând. Less than a minute and a half until touchdown. Discovery is now descending at a rate 20 times higher and 7 times steeper than what a commercial airline would experience on its final approach. Desigur, în acest moment, naveta nu mai efectuează zboruri. O putem găsi doar la muzeu. Dar haideți să vedem cum se întâmpla intrarea în atmosferă și cum ateriza aceasta. Dar asta nu înainte să vă abonați la acest canal și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări. Acum, haideți să vedem cum ateriza naveta spațială. Ținta noastră este Centrul Spațial Kennedy, din Florida, iar acum noi orbităm cu naveta undeva deasupra Americii de Sud, călătorind cu viteza de 27.000 de km pe oră, în direcția greșită. Și nu poți vira așa, pur și simplu. Să schimbi direcția în orbită necesită o cantitate foarte mare de energie. Așadar, ce facem în acest caz? Păi, în principiu, nimic. Pământul se învârte în jurul propriei axe, ceea ce înseamnă că Centrul Spațial Kennedy se va întoarce la noi, dacă așteptăm, bineînțeles. Când rotația Pământului este completă din punctul de vedere al navetei, ajungem în poziția necesară reintrării în atmosfera planetei. Viteza de deplasare este în continuare de 27.000 de km pe oră. Iar pentru a vă oferi o perspectivă asupra vitezei de deplasare, gândiți-vă că pista de aterizare măsoară 4572 de metri în lungime, adică 45 de terenuri de fotbal. Este una dintre cele mai lungi piste de aterizare din lume. Cea mai lungă se află în China, pe aeroportul Comdobamda, având lungimea de 5500 de metri, adică 55 de terenuri de fotbal. Revenind la Centrul Spațial din Florida, la viteza actuală de 27.700 de km pe oră, am străbat întreaga lungime a pistei în 6 sutimi de secundă. Am ajunge din București în Londra în numai 6 minute. Așadar, trebuie să încetinim foarte mult. Cum facem asta? Păi naveta are motoare puternice, care generează destulă energie încât să putem încetini naveta cât avem nevoie. Păi, să vedeți, am rămas fără combustibil. De ce? Pentru că lansările sunt extrem de costisitoare. Cele două rezervoare pe care le vedeți acum în funcțiune conțin 500.000 de kilograme de combustibil lichid, pe care îl consumă în numai 2 minute, după care scăpăm de ele și cad în ocean. Cilindru acela mare și portocaliu conține 725.000 de kilograme de combustibil, care se va consuma în 8 minute după lansare și trebuie să scăpăm și de el. Așadar, în primele 10 minute de zbor este consumat tot combustibilul. Tot ce mai ne rămâne este sistemul de manevrare orbitală a navei spațiale. Un sistem de motoare rachete cu propulsie lichidă hipergolică care produce mai puțin de 1% din energia motoarelor principale. Acestea nu ne vor putea încetini cu 27.000 de km pe oră, dar există un truc. Nu este nevoie să încetinim atât de mult. Dacă reducem viteza navetei cu 370 de km pe oră, va fi de ajuns să începem să cădem prin atmosferă, unde rezistența aerului poate face restul. Așadar, naveta spațială efectuează o manevră orbitală prin rotirea și folosirea motoarelor în direcția în care călătorește. Această manevră o încetinește, deoarece motoarele funcționează în direcția opusă deplasării sale și această manevră durează aproximativ 3 minute. După ce se întâmplă acest lucru, naveta se deplasează spre centrul spațial timp de aproximativ 30 de minute, după care începe să intre în atmosfera planetei. Dar nu putem intra în atmosfera planetei mergând cu spatele, pentru că rezistența aerului este atât de mare la acea viteză, încât naveta s-ar dezintegra. Așa că înclinăm naveta până la un unghi de 40 de grade la intrare în atmosferă.
Acesta este unghiul format dintre direcția de mers a navetei și botul acesteia. Planând în acest unghi, aluminiul care este ușor de topit poate fi protejat de cele peste 20.000 de plăci din siliciu, precum și aceste panouri carbon-carbon întărite pe botul și marginea superioară a aripilor navetei spațiale. Dacă totul decurge conform planului, ar trebui să atingem pentru prima oară atmosfera superioară a planetei la aproximativ 122 de km înălțime și la aproximativ 8.000 km distanță de locul nostru de aterizare. După alte câteva minute încep să apară și probleme, pentru că avem aripi, iar aripile generează portanță, iar cu cât aerul începe să devină mai dens, se creează o portanță și mai mare, care eventual o să înceapă să ne ridice înapoi și să ratăm punctul de reintrare în atmosferă. Așadar, am putea să ridicăm botul navetei mai mult, ceea ce va crea o frecare și mai mare cu aerul și mai puțină portanță. Dar, în acest fel, riscăm supraîncălzirea, supra-solicitarea navetei, ceea ce poate conduce la pierderea controlului asupra navetei. Așadar, nu putem schimba unghiul de intrare, ceea ce înseamnă că nu putem schimba câtă portanță creăm. Totuși, putem schimba direcția în care botul navetei este îndreptat. Putem poziționa naveta în lateral și nu cu botul îndreptat în sus. Această manevră ne permite să controlăm cât de repede să coborâm. Având un unghi de înclinare mai abrupt, vom genera mai puțină portanță, așa că vom coborâ mai repede. Dar cât de repede vrem să coborâm? Reintrarea este practic o mare problemă de gestionare a energiei. Avem viteză foarte mare și multă distanță de parcurs. Deci scopul este să reducem într-atât viteza încât să parcurgem distanța potrivită până la centrul spațial din Florida. Dacă încetinim prea repede, nu o să mai ajungem până la locul de aterizare, iar dacă nu încetinim destul de repede, trecem peste locul de aterizare și ne prăbușim în ocean. Pentru a controla coborârea, trebuie doar să ne schimbăm unghiul de înclinare al navetei. Dar cum controlăm încetinirea? Știm că motivul principal pentru care încetinim este frecarea cu aerul. Așadar, dacă vrem să cetinim mai repede, avem nevoie de și mai mult aer, nu? Dar cum facem rost de și mai mult aer? Păi cât mai jos în atmosferă, cu cât cobor mai mult, cu atât devine aerul mai dens. Din acest moment mai rămâne o singură problemă de rezolvat. Începem să ne rotim. Unghiul de înclinare nu funcționează în acest caz, așa că NASA trebuia să rezolve problema. Doar nu putea să aterizeze în Panama, de exemplu. Așa că naveta trebuie întoarsă în direcția opusă și să se repete această mișcare de câteva ori, formând o traiectorie în S. Dar funcționează. De câte ori virăm prea departe de țintă, virăm în direcția opusă. NASA numește asta inversare de roluri. Aceasta este intrarea în atmosferă a navetei STS-135. Interesant este că acele flăcări de reintrare nu sunt foc. Deși arată la fel, de fapt este un gaz extrem de fierbinte. Atât de fierbinte, încât electronii se desprind de atomi și de molecule și încep să strălucească în acest portocaliu pal. Este o stare a materiei numită plasmă. Și chiar dacă nu ați auzit de acest termen, l-ați văzut deja în nenumărate locuri tot timpul. Se găsește în neon, se găsește în fulgere, dar cel mai important în soare. Este o minge imensă strălucitoare din plasmă. Așadar, cu cât încetinim, cu atât mai puțină plasmă este degajată. Prin urmare, mai puțină căldură. Deci avem mai puține griji cu privire la topirea navetei. Dar ne îngrijorăm acum cu privire la căderea în gol a navetei. Practic, trecem de la navetă spațială la avion, neavând motor. Iar când ajungem la viteza de 12.800 de km pe oră, începem să îndreptăm botul navetei în jos, micșorând unghiul de coborâre. Ca să încetinim, la aproximativ 2.800 de km pe oră, trecem la un mod complet diferit de ghidare, numit managementul energiei zonei terminale și din acest moment zburăm precum un avion. Un avion foarte slab pentru că nu avem motoare, dar funcționează oarecum ca un avion.
schimbăm unghiul de înclinare pentru a ne controla viteza de coborâre, ne răsucim stânga sau dreapta și mai există și această frână poziționată pe coada navetei care se poate deschide și închide ajutând la adaptarea vitezei de deplasare. Până în acest punct, naveta a funcționat mai mult pe autopilot, dar în momentul în care se apropie de pista de aterizare, comandantul de zbor preia comanda manuală a zborului. Naveta este pilotată prin comenzi digitale, ceea ce înseamnă că computerele controlează totul tot timpul. În ultima etapă a aterizării, naveta trece peste linia centrală a pistei de aterizare, iar apoi efectuează o spirală imaginară denumită conul de aliniere al poziției. Iar dacă totul funcționează bine, ne aliniem cu pista de aterizare și planăm de la o înălțime de aproximativ 3000 de metri. Dacă am fi un avion de linie tipic, pe o pantă de alunecare ar însemna un traseu de coborâre de 3 grade. Având o viteză de deplasare de aproximativ 225 de km pe oră, cu o rată de coborâre de aproximativ 230 de metri pe minut. Dar acest caz nu va funcționa în cazul navetei spațiale, deoarece avem aripi mici și groase și un nas rotund și gras. De asemenea, este denumită și cărămida zburătoare. Astronauții NASA se antrenează într-un avion Gulfstream 2 modificat, care, pentru a simula cât de puțin aerodinamică deține naveta, zboară cu terenul de aterizare coborât și cu motoarele poziționate în sens invers. Așa că vom avea nevoie de o pantă de alunecare mai ușoară pentru naveta spațială, de 20 de grade, cu 555 de km pe oră și cu o rată descendentă de peste 3050 de metri pe minut. La altitudinea de 600 de metri începem să ridicăm botul navetei. Această manevră transformă energia generată de viteza de deplasare a navetei în frânare. Trenul de aterizare coboară la 91 de metri. Așteptăm până în acest ultim moment, deoarece roțile creează multă tracțiune și, odată coborâte în zbor, nu mai pot fi ridicate. Ne intersectăm cu pista la doar 8 metri altitudine. Viteza în momentul contactului cu solul este de aproximativ 360 de km pe oră. Apoi este eliberată parașuta de frânare, iar botul navetei este coborât gradual. A trecut o oră și 5 minute de când am atins pentru prima oară atmosfera și până în momentul aterizării. Am să las aceste imagini cu perspectiva piloților din momentul în care naveta iese din conul de aliniere al poziției și până în momentul aterizării. Amintiți-vă că nu există motoare disponibile, deci aceasta este singura lor șansă de aterizare. Și așa aterizează naveta spațială. Aici terminăm acest video. Abonează-te la acest canal și apasă clopoțelul pentru a primi notificări. Până data viitoare, rămas bun, dragilor!